Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, noi detalii despre podul olandez din Rotterdam care a trebuit demolat ca să treacă noul iaht al miliardarului Jeff Bezos, patronul Amazon. Știți că olandezii se organizează acum pentru un protest acolo, adică mai mult de 1000 de persoane s-au înscris deja la un bombardament cu ouă stricate împotriva iahtului lui Bezos, când a venit momentul ca acest iaht să treacă pe canalul cu pricina. Vor să facă bombardament. Vor să-l împută. Da, stau exact. A fost, cum faci o stricate? Adică dacă vrei să strici un ou, cum îl strici? Aici este ideea de afaceri. Că la asta voiam să ajung. Adică sunt, deci 1000 de persoane s-au înscris deja. E un eveniment creat pe Facebook. 1000 au zis că participă și vreo 5000 s-au declarat interesate. Adică oameni care, să zicem, s-ar duce acolo să se uite. Și poate dacă are fi o ofertă, da, să zicem că apare o stricate, cum se zice în olandeză, o stricate, să strige o stricate, știi? Și să treci cu coșul. Da. E greu cu ouăle stricate. Trebuie să le produci. Și ca atare o idee de afaceri. Dacă am putea în perioada aia să avem, nu știu, 10, 20, 30 de mii de ouă stricate de vândut la fața locului, am face un bănuț. Că ar fi și cerere pe momentul respectiv. Da. Deci asta este cu iahtul, dar să știți că problema e mai complicată decât atât. Că e un fel de regatul fantastic Olanda, pentru că în ciuda ceea ce am crezut noi până acum, podul respectiv ar trebui demolat nu la venirea iahtului, ci la plecarea acestuia. Eu mă gândeam că vine Bezos în vizită la Rotterdam cu iahtul și n-are pe unde să treacă și ăștia au zis, da, șeful, dărâmăm podul, ceea ce mi se părea cam ciudat. Nu, dar e viceversa. Adică iahtul abia a fost construit într-un șantier de undeva din zonă, de o companie numită Oceanul, nu știu ce, dar e atât de mare încât nu poate fi scos de pe șantier și transportat până Marea Nordului dacă nu e demolat podul. Eu nu cred că să-și atâmpiți. Asta e, ba da. Deci e ca și cum ar fi construit, ca și cum ai construit tu la tine în sufragerie, da, un pian cu coadă. Și după aia n-ai cum să-l scoți pe ușă. Exact. Mamă, trebuie să dărâmăm peretele ca să clientul să-l ia. Asta este situația cu acești olandezi. Iahtul a costat jumătate de miliard de euro, are peste 100 de metri lungime și o să aibă și niște catarge așa puse pe el. Podul pe sub care ar trebui să treacă are valoare istorică. E un pod, arată foarte ciudat și ar trebui să demonteze partea superioară. Nu merge să-l treacă podul și să-i pună catargele după aia? Și asta ar fi o discuție. Încă nu știm ce se întâmplă. Este o mare dispută acolo cum s-ar putea rezolva. Cred că cel mai simplu ar fi să-l facă submarin și să-l tragă pe sub apă. Cu asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.